Inteligența artificială o să ne îngroape de vii. Spuneam eu la un moment dat, acum mulți ani, când începusem o serie de explorat arta pe bază de inteligență artificială sau orice ar putea să facă AI-ul ca să ia locul unui artist real. Astea erau premisele videoclipurilor. Mergeți acolo să vedeți câteva dintre ele. Acum, nu știu voi cum sunteți, mi s-a agățat părul. Dar dacă sufăr cu adevărat de ceva, este de FOMO, Fear of Missing Out. E frica aia să nu știi, sau nu să nu știi, e frica aia să te simți lăsat pe din afară, să nu fii inclus în ceva sau să nu ții pasul cu ceva anume. Și ăsta sunt eu, uite-mă aici, neștiind mare parte din ce s-a întâmplat cu AI-ul în ultimii ani. În afara faptului că am văzut, bineînțeles, pe Instagram, pe YouTube, am tot văzut chestii făcute cu AI și prezentări de la OpenAI și de la alte companii din astea care lucrează, Sora și alte produse din astea demente, dar n-am mai pus eu de mult mâna să văd, bă, ce poate să facă inteligența artificială? Așa că uite-ne aici astăzi, explorând din nou arta cu inteligența artificială. O să începem în forță cu Nvidia Canvas. Dacă o să vă pară cunoscut în momentul în care intru în interfață, e pentru că e un soft bazat pe Gaugan, pe care am mai lucrat acum câțiva ani și în care am avut o rată de succes a ce am încercat să fac acceptabilă. Softul ăsta nu mai e online, se descarcă, e momentan în stadiu beta, dar pare să promită că extinde tot ce făcea Gaugan la momentul respectiv. Nimic din ce vedeți în clipul ăsta nu e sponsorizat de nicio companie care deține produsele astea, pur și simplu le folosesc pentru videoclip. Așa că iată-ne în Nvidia Canvas Beta. Două opțiuni, standard sau putem să pictăm panoramă, ceea ce nu știu cum ar funcționa și nu prea mă interesează, vreau să văd pictură standard. Nu știu ce e asta și ceva îmi spune că nici nu prea-mi pasă. Ăsta o să... Nu ăla, deci avem ustensile, pensulă, linie, ok, și materiale de pictură, avem dealuri, munți, apă, noroi, boscheți și alte chestii de-astea, facem un munte, trasăm muntele și ceva aici s-a întâmplat care ceva nu e ok. Să vedem, putem să umplem aici... Știu că de fiecare dată reacționez așa, când probabil vi se pare exagerată reacția. La ultima dată când am încercat ceva de genul ăsta în care trebuia să desenez și să îmi facă un output realist generat cu AI, nu ieșea așa. Pe vremea aia, așa arătau lucrurile, cum vedeți acum în imagine. În niciun caz așa. Să vedem, putem să schimbăm timpul zilei. Deci, nu știu de ce iese soarele pe aici prin centru. Și văd aici un slider de variație. Variație 4 pare să-mi placă foarte mult. Dar parcă prea brusc. Și asta, am pus un punct aici, ăia-s nori. Aici dacă continui să fac cu gri, îmi face nori? Face nori. Cred că e și de la timpul zilei. Ia, dacă alegem o altă variație. Ăulu. Bă, da. S-au schimbat lucrurile de când am mai încercat astea. Ce avem ea? Pădure. Copaci. Facem... pădurea cu copaci aici. Facem. Mi-a pus și ceva. Ce, nu știu ce se întâmplă acolo. Aici undeva în zona asta. Cred că e ca un foc așa. Poți să desenezi direct în rezultatul din dreapta. M-a spart. Mi-a dat daună. Ia ce stiluri. Ce stiluri mai avem. Avem stiluri. Ia și variație la fiecare stil. Vai de capul meu. Cu verde. Cu... Pot să-i adaug layere. Are opțiune de layere acum. Ia, și pot să fac un layer de ceață? Ia, fog. Facem asta mare și facem ceață aici. Despre ce vorbim? Unde am fost și unde suntem? Ce opțiuni mai avem? Cu ce aș putea să mai joc? River. Facem un râu. Și nu știu pe unde ar trebui să curgă râu, având în vedere că e cam... sus de alul ăsta de aici, dar poate îl facem să curgă așa. Ok. La ăsta nu duce așa de bine cum am sperat. Are niște artefacte ciudate pe acolo. Ia, și nu pot eu să fac ea dacă fac un râu așa mic pe acolo. Ăulu! Mama, am deschis pământul în două. Stai un pic. Pensula foarte mică și tragem un râu. Vreau să fac un râu mic de la distanță. Uite cum e aici în stânga. Facem pac! Și râu, dar nu, mi-a făcut detail lacul la baza ăsta. Notă după 2 ani sau de când am mai folosit ăsta,
Băi, se apropie de un 9 solid, cred. Arată foarte, foarte realist. Și ia, dacă îi adaug niște nisip pe aici, poate să-mi facă... Nu poate să-mi facă. Voiam să-mi facă plajă aici. Ce nu face plajă lângă râu? Mai departe, bine, bine arhi cunoscutul ChatGPT. Vreau să încerc să-i dau un prompt și să-mi genereze imagine. Generate me the best painting in the world. Creating the best painting in the world is subjective and highly dependent on individual tastes, cultural backgrounds and personal preferences. Da, 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 ok, ok, gata, 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 am înțeles ce înseamnă Eternal Harmony, care, ok. Bun, now show me a picture of that. As an AI text model, alala, nu pot să generez imagini direct. Can you even generate images? La, 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 la. Ok, bun, ne-am lămurit. Can ChatGPT generate images? ChatGPT now has the ability to produce custom images, not just text. Bun, și unde e? Așa, deci este disponibil DALL-E pe care l-am folosit. O să vă las un clip aici, în cazul în care vreți să vedeți ce s-a întâmplat în DALL-E la momentul respectiv. Da, dăm să-l încerc. În ChatGPT, deci ăsta DALL-E 3 este acum disponibil în ChatGPT Plus and Enterprise. ChatGPT 3, ChatGPT 4. Smart este upgrade to Plus. 20 de euro pe lună! Oiu! Acces la unelte adiționale precum DALL-E, Browsing, Advanced Data Analysis. Bun. Așa tare aș plăti 20 de euro. De dolari. Cât 100 de lei? Na. O să-mi accept condiția de artist independent și o să stăm doar pe programe gratuite. Dar ce mă, DALL-E e acum integrat doar în ChatGPT, în asta cu plată? Da, e în ChatGPT. DALL-E 2, it is. Ia să vedem, ăsta ar trebui să mă lase. La ultima verificare, DALL-E 2 e încă disponibil. Și era cu credite, am uitat cum funcționează cu credite. 14 credite avem, bun. Nu face altceva în afară de să-mi genereze din text? Mi-ar fi plăcut să încerc ceva mai, nu știu, altceva. Upload an image to edit. Uite, o să-i dăm o imagine fabuloasă cu mine. Ce poate să facă acum? Poate să o extindă? Uite, de exemplu, n-am sprânceană acolo. Expand the image. Hai să extindem imaginea să vedem ce se întâmplă acolo sus, unde am pus pătratul ăla de generation frame. Durează. Ia uite-mi-l cum se încarcă acolo. Ai bara de încărcare. Măcar ne-a dat mai multe variante din care să alegem. Uulu. Asta ar fi singura semi-acceptabilă. Dar e dezastros, e absolut dezastros. Și mi-a mâncat creditul, este, da, 13 credite. Bun, deci nu asta e șmecheria. Atunci hai să încercăm să generăm niște imagini de la zero. Să vedem cât de hiperrealist poate să facă ceva. Dacă poate să arate ca o fotografie sau dacă poate să arate ca o pictură. The best painting in the world, which is ultra hyperrealistic, but it still looks like a paint. Iată-mă, să ne-l vedem. Ia uite-l, cea mai bună pictură din istoria umanității. Ia uite-l. De impresia că e WC-ul lui Shrek din care iese la începutul filmului. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Și asta, nicio treabă. Nu știu, și în continuare sunt artefacte din astea ciudate. Eu nu înțeleg, eu văd poze din alea generate cu AI pe net, care arată incredibil, ireal, stupefiant arată. Și eu nu înțeleg unde le generează oamenii aia, pentru că toate programele pe care le-am folosit eu arată oribil. De-aia nici nu dau speranță prea multă de viitor AI-ului și imaginilor generative, pentru că poftim. Hyper realistic dog on a skateboard. Photorealistic fisheye effect. Să încercăm să facem high speed. Să încercăm să facem ceva interesant. I-am pus un slash acolo în plus, nu știu ce se întâmplă, dar să vedem ce este. Nu-i tocmai ce mi-am imaginat. Ceva de genul vedeam, dar cumva și cu fundal, să fie pe un skatepark, dar probabil, da, nu i-am descris că vreau și pe skatepark. Nu putem ia variations. Aolo, iar îmi generează, iar mi-a luat credit, nu. Bă, da, uite, ăsta, da. Ăsta arată de mă rog, mai puțin partea asta aici, care e din nou
Arată ca un coșmar. Da, nu, nu o duce extraordinar de bine. Outpainting, ce e asta? Generation Frame. A high speed dog on a skateboard. Hai să-i dăm și o rasă câinelui. Husky. Așa zis că e husky? Husky, așa se scrie, da. In a skate park, să menționăm că vrem să fie în skate park. Running, nu running, nu. Cum îi zice când mergi pe skateboard? Riding the skate at the speed of light. Ia să vedem. Fuaiou! Cum e posibil să se întâmple dezastre colosale ca ăsta, mă? Nu înțeleg. Mai ales că multe imagini din ce dau ei exemplu și din ce... Unde? Uite astea pe care le arată ei pe aici. Nu sunt toate grozave, dar majoritatea sunt foarte bune. Mie îmi generează niște... Uite, poftim! Ce, așa voiam să arate. La mine sunt șterse, sunt bucăți din personaj, dispar din existență. Nu e ok. Să-i dau o notă de la 1 la 10 pentru ce s-a întâmplat cu el, pentru evoluția lui din ultimii ani. Bine, e în continuare DALL-E 2. Am înțeles că a apărut DALL-E 3, care e incorporat în ChatGPT. Pentru DALL-E 2 o să-i dau 0, o să-i dau minimul, pentru că nu-mi pare că a evoluat absolut deloc. Dar ce să vezi, că a apărut o întreagă generație de programe care încearcă să fie DALL-E, să fie varianta mai gratuită a programului. Și unii din ei chiar se aruncă și pretind că sunt mai buni decât ce face DALL-E. Cum ar fi Crayon? Hai da să vedem ce generează băieții mei aici. Ia uite, inspirație. Teoretic poate să genereze și în formă de pictură și în formă de, presupun că, de fotografie. Hai să încercăm să deseneze ceva, să facă artă. O să las bifat la stil aici artă. A flamingo with cool glasses brush painting. Să vedem. Yo! Estimat 60 de secunde. Trebuie să stau un minut să-mi genereze imaginea. Da, la capitolul timp de generare nu. Nu s-a întâmplat absolut nimic pozitiv și nu înțeleg ce e cu reclamele de pe lângă. Haide, haide că ești la 3 sferturi, hai că poți. Păi că poți. Păi că poți. Nu știu cum am avut impresia că o să fie mai bun decât ce am încercat înainte. Dă să văd mai multe măcar. Asta e ok, asta e ok. Asta e destul de mișto. N-am să vă mint. AI Video Cartoonizer. Să te facă desen animat în stil anime peste video. Tu îi dai o bucată de video și el o să transpună totul într-un stil din ăsta de bandă desenată, care arată ciudat. Dar vreau să-l văd în acțiune. Deci procesarea durează 30-120 secunde și costă 5 tokenuri. Aparent site-ul se deschide cu 5 tokenuri, deci probabil o să poți să generezi doar unul. Ce avem voie? 15 secunde maximum, opa, 15 secunde maximum la 30 de FPS sau 7 secunde la 60 FPS. Și dimensiune maximă 60. Bun. Ia să vedem ce am făcut. Am exportat o bucățică din videoclipul meu, din ultimul videoclip, cel mai recent videoclip, o bucată de 15 secunde și are 200 de mega. Și cât îmi zice băiatul meu aici? 60 de mega. Bun. Compresie it is. Ia, a doua... 2 mega diferență după ce i-am schimbat formatul de compresie. Bun. Atunci aia e. Scădem din bitrate. De la 80.000 la 20.000. Ia, 28 de mega. Bun. Sper să n-arate pârlit. Sper să fie cât de cât. Ok, ok. Arată bine. E și în 4K. Trebuie să țin cont de chestia asta. Bă, aia îmi joacă feste acolo. Eu când încerc să-l pun acolo, aia nu există, pătratul ăla colorat. Ăla numai acum. Ok. Ia că avem mai multe stiluri. Desen animat, anime, adică desen animat japonez, care teoretic tot desen animat se traduce. Desen de mână, schiță, bla bla bla, anime, tati. Vreau să mă văd într-un stil japonez. Dă-n-co. Mamă, cu ăsta chiar am emoții. N-am băgat niciodată un clip din ăsta să mi-l facă anime sau o chestie de asta. Abia aștept să-și facă research-ul pe footage-ul pe care le-am dat eu și să intre în baza aia de date imensă de unde își trag toate astea cu AI. Bă, aici avem minim 30 de secunde de așteptare. Nu știu ce s-a întâmplat cu focusul pe... Nu mai vreau. Ok. Avem timp aici. Da, avem timp să stăm împreună. Să ne bucurăm unii de alții. Ia uite ce frumos stăm aici. Vai de capul meu. Sper că știți că dacă n-o să meargă în următorul minut sau ceva de genul ăsta, o să-l închid, că nu o să stau după el. Hai da, tati, că sunt unec afară. Hai da. Aha, aha. Ia uite, mă, ia uite-l pe Nicu anime-ul. Ia vezi, Emil, cum arată. Ia vezi cum arată.
Bă, am o idee, e tâmpită de tot. Și nu știu dacă o să meargă. Am găsit site-ul ăsta de AI dubbing, adică să-mi facă dublaj și să fie în același timp translator. Adică ar putea să-mi ia teoretic vocea mea din limba română și să-mi o convertească în vocea mea vorbind altă limbă. Și dacă tot l-am făcut anime, de ce să nu? Vorbim japoneză, nu-i așa? Numai dacă suportă limba romanian. Perfect, aia zic. Ia, să analizăm aici. Așa, target language vrem... N-avem toate limbile disponibile și japoneză nu știu sigur. Ba da, ia uite, cum să nu fie. Bun, 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 dub it. Hai da, tati, ha. File dubbing la 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 is corrupted. Please ensure the video is playable. Ah, păi dar ăsta n-are nu mi l-a cu sunet pe ăsta. Bineînțeles că mi l-a dat, ăsta că mi l-a dat, ăsta nu e cu sunet. Ăsta e cu sunet. Trebuie să-i dau clip original, presupun. Și ce zice? Că trebuie să nu fie mai mare de 20 de meg. Mai compresăm. Lasă-l așa, n-o să știe nimeni. Ia, ocupă acum 28 de mega. Compresie, compresie. Îl dăm aici, din român în japoneză. Try again, ia să vedem. Mamă, 2 minute ăsta, nu cred. Nu cred. Wow. Și vă place să ne petrecem timp împreună, nu-i așa? Da. Bă, asta chiar e prea așa. Deci dacă chiar poate să-mi traducă și să-mi translateze în cu totul altă limbă, ce bine că nu o să o înțeleg, ar fi destul de... și este destul de demențial. Numai faptul că văd că se încarcă o bară și că teoretic îmi promite că o să facă asta. Nu știu dacă chiar o să iasă cum trebuie. În timp ce îmi reține caracteristicile vocii și vorbește tot cum vorbeam eu în clipul ăla. Ia vezi ce a zis aici. Ia! Tocăti ienul naca o katazuketeiru jibun ga imas. Kanarazu shimo souji toiu wake deva arimasen. Nemureteiru wake deva nai no desu ga, tondotte mo imasen. そんなに綺麗というわけではなく、むしろ散らかってると言った方がいい。いい。Bă, nu credeam. O să descarc asta. Așa, pentru mine să o am. Nu știu dacă e corect. Adică, hai să încercăm să translatăm în engleză, într-o limbă pe care o înțelegem. Nu, bă, stai, gata, stai chill. Și îmi face schema, acum nu mă mai lasă să mai fac încă unul așa, iar alt tab. Aici. Tot pe ăla mi-l detectează, bun. Și dacă deschid o fereastră incognito. Hackerman, frumos, frumos, tot din română în engleză de data asta. Și vreau să văd ce face. Nici nu știu ce zic de fapt în videoclip, zic. Mă găsesc câteodată făcând ordine prin casă. Nu neapărat curățenie, pentru că nu-i neapărat tocmai mizerie, dar... E și greu de translatat așa ceva, adică nu poți să-mi spui că... Japonezii pot să folosească expresii de genul mă găsesc făcând curat. Nici măcar în engleză. I find myself cleaning, poate. Nu știu, sunt curios ce o să se întâmple. Ia uite-l în engleză. Ia cum sună vocea mea generată de aia în engleză. I find myself tidying up the house sometimes. Not necessarily cleaning, because it's not exactly dirty, but it isn't. Not exactly clean either. It's more like it's messy. It's more like it's messy. Chiar sună ca vocea mea. Dar de ce mi-a pus accentul ăsta? De ce vorbesc? I find myself cleaning the house sometimes. Scuze, nu m-am așteptat la asta. Cât de bun, nu pot să cred. I find myself tidying up the house sometimes. I find myself tidying up the house sometimes. Not necessarily cleaning. Not necessarily cleaning. Because it's not exactly dirty. But because it's not exactly dirty. Nu pot să cred cât de bun. Incredibil. Incredibil. Superb. Bă, dar vreau neapărat să văd ce se întâmplă dacă îi dau înapoi ăsta din engleză pe care mi l-a făcut. Se tăm frumos limba din engleză către română și să-l las să traducă înapoi în română cu vocea mea din engleză aia. Eu deja imaginez ce o să se întâmple. Nu știu voi dacă vă dați seama ce suntem pe cale să vedem. I find myself cleaning. Gata, gata, ia. Sunteți pregătiți? Nici eu. Mă trezesc uneori aranjând casa. Nu neapărat curățând, pentru că nu e chiar murdară. Dar este, nu e curată. Nu e chiar murdară, dar este. Așa-i fiecare zi la mine, mă trezesc, mă uit așa și urmă și zic, nu-i neapărat murdar, dar este. Încă o dată, încă o dată. Nu e chiar murdară, dar este, nu e curat.
nici măcar exact curat. E mai degrabă dezordonat. Bă, nu-i departe. Nu-i departe, dar am avut un râs colosal astăzi după amiază. Nu vine să cred, n-am crezut că nu știam unde o să ajung cu clipul ăsta, habar n-aveam. Așa că, băieți, fete, fără alte introduceri, vă prezint cel mai avansat produs al inteligenței artificiale, Niku Anime, vorbind în japoneză. とばって家の中を片付けている自分がいます。必ずしも掃除というわけではありません。眠れているわけではないのですが、とんとってもいません。そんなに綺麗というわけではなく、むしろ散らかってると言った方がいい。Da, I clean my house sometimes. Cum ziceam, stai un pic, nu... I find myself tidying up the house sometimes. Tidying up the house sometimes. Because it's not exactly dirty, but... it's not exactly dirty. Trebuia să mă ia actor vocal pentru GTA 4. Băieți, dacă faceți GTA 4 2, să mă anunțați. Gata, destul râs pe ziua de astăzi. Mersi foarte mult că ați fost aici cu mine. Eu am fost Niku și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine.